Salut, bine v-am găsit la un nou episod pe canal, stai ce vreau cu pisica? Bună! Și cu Mihai! Salut! Și astăzi avem ceva foarte special, pentru că tocmai ce s-a lansat, cel mai șmecher BMW din joc, ia uitați-l! Este. Frumusețe de mașină, mă, n-ai ce să comentezi! Și de asemenea, s-a băgat un heist nou, nu știu dacă știați! Wow! Dar ce o să trebuiască să jefuim o bancă pe unde n-am mai fost niciodată până acum și să furăm de acolo ceva, linguri de aur sau nu știu exact ce să facem. Dar e locație complet nouă. Deci e locație complet nouă, așa că nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place. Câte like-uri strângem la episodul de azi? Ia ziceți voi repede. Peste 21.000 de like-uri. Peste 21.000 de like-uri și tu, Mihai, câte vrei? Ia zi-ne repede, repede. Peste 24.000 de like-uri, că peste... ar fi interesant. Bă, sincer să fiu... Ai dreptate, e un heist nou, abia ce s-a lansat astăzi și avem și mașină nouă, asta înseamnă că episodul ăsta este cu totul și cu totul special. Așa că cât mai multe like-uri din partea voastră și noi vom continua să vă aducem update-urile imediat cum se lansează. Ia să vedem noi. Mergem să tunăm, nu? Da, mergem să tunăm, doar că mă uitam să văd unde e, că... Am pus și punct. Așa, nu, văd greu. Tu ai pus, dar ai pus pentru tine, nu pentru mine. Da. Bă, dar se contează ok mașina asta. Decent, să zic, nu e wow. Nu e wow. Pare grea pe spate. Da, pare. Într-adevăr, parcă mai are puțin și îi zboară spatele. Într-o parte sau în alta. Adică mie mi-e foarte frică pe viraje cu ea. Uite-te și tu. Da, și mie am simțit-o că fuge de multe ori. Cu toate că e grea pe spate. Oricum, sper că realizați că mi-o fac în genul Most Wanted, nu? Adică... Dacă poți. Sunt sigur că poți, că ești încrezător, a? E BMW, adică trebuie să se poată sau Fast and Furious. Ori stilul Most Wanted, ori stilul Fast and Furious. Unul dintre cele două. Nu fac în stilul meu. În stilul de pisică? Nu știu dacă găsești stil de pisică, cu urechi de pisică. Nu știu ce a trecut prin fața mea, dar s-a văzut magic. S-a văzut că ești rapid. Băi, ați fost foarte rapizi. Slap. Foarte rapizi ați fost voi, dar... Aolo! Bă, de obicei te oprește în fața ușii. Acum m-am dat cu capul de ușă. Da, ok. Da, deci, da. Bun, hai să intrăm aici frumos. Intrăm la tuning, pe G parcă era, nu? Sau? Da, pe G. Da. Eu apăs enter și mă scute părul. Am pățit și eu. Bă, arată bine BMW-ul ăsta. Trebuie să recunosc că arată super blană. Ia să vedem noi. Brakes. Punem brakes ca lumea, front bumper. Deci hai să vedem aici tuning-ul. Poți să-i pui lip pe partea de jos, interesant. Dar nu poți să-i schimbi spoiler-ul cu totul, adică poți să-i pui doar lip. Ok. Serios? Ah, e ok, e ok. Wow. Poți să-i pui diffuser pe partea din spate. E ok și asta. Așa. Deci nu prea poți să schimbi din punctul ăsta de vedere. Poți să faci wide body, ceea ce e nice. E nice wide body, îmi place. Rear diffuser. Carbon. Ia să vedem. Wow. Cred că uite așa o să fie. Să pară mai joasă. Vreau să pară mai joasă. Uite așa. Bun, engine. Hai să tunăm și engine-ul frumos. Bam. Deci eu sunt foarte curios cum o să arate livery-urile. Sincer. Eu vreau să mă uit dacă iar sunt urâte. Sper să fie bune. Sper să fie bune. Adică asta cred că e cea mai așteptată mașină din update. Știam că o să lansez BMW-ul, dar nu știam când. Și uite că am avut noroc astăzi să fie lansat. Mamă, Infinity Exhaust! Ai ca un infinit, așa frumos. Mamă, asta mi-a pun. Infinity Exhaust. Mișto. Are mișto TV de Infinity. Titanium, da, arată bine roșie. Am ajuns acolo. Shark grill, dar n-aș vrea. Mie nu-mi place nimic care să fie cromat pe mașină, sincer. Adică să fie... Nu, nu-mi place. Carbon dash, mi se pare că se potrivește. Livery. Cât despre faruri, trebuie ceva care să se vadă că e BMW așa frumos. Cred că Neolite Glass o să-i pun. Hood. Trebuie să niște urățenii. Livery-urile? Mie nu-mi plac. Dacă n-am ajuns încă. Eu nici n-am ajuns încă acolo, da? Mamă, ce mișto-i capotă. Așa, ori așa, ori... Da, nu, îmi fac gemuleț. Să zic așa. Gemuleț. Fac gemuleț, că-mi place. Și eu cu gemuleț. Interiorul... Spray. Hai să punem cu padele, că e frumos. Bă, poți să modifici mult mai multe mașina asta. Nu știu dacă ați observat la interior. Uite câte poți să modifici. Gen, ai și... Ia stai. Mamă, câte chestii ai de modificat. Interior type. Ce cu asta, bă? Race interior, seats. Nu, roll cage, roll cage, nu. Totul până la roll cage. Nu-mi place roll cage-ul.
Bă, vreau niște lumini puternice. Cred că o să pun, nici nu știu ce. E asta bun, Ilibu. Electric blue, mint, lime green. Nu, 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 nu. Nu e roll cage, dar se, nu, nu o să pun că nu. Nu vreau. Lights. Bă, îmi place cum arată, arată foarte agresivă. Ok. Livery. Deci la livery trebuie să fie un livery special. Dar să vezi că livery-urile mișto sunt luate. Ah! LOL, negative speed demon. Este aia din NFS, uite. Stai. Și e free, e gratis. De ce crezi că a pus-o gratis? A pus-o gratis pentru că... A, dar luce, Catrin. Știau că e un fel de referință. N-arată rău. Primary color metal. Nu mai știu cum erau astea, erau albastre, dacă nu mă înșel. Eu am găsit ce vreau deja, nu mai contează. No, eu fac exact. Vreau să fie din FSA mea. Mirrors, carbon. Prea deschis la culoare, parcă. Respray. Cred că ăsta se potrivește la perfecție și secondary ar fi... Ok. Vreau să fie... Faci metrierii roșii. Secondary. Dar n-am roșu. A, dar se vede. Nu prea se vede, dar... Trim. Înăuntru... Un albastru, aș baga un albastru înăuntru. Torino Red e cel mai... Dark Blue înăuntru. Accent. Wow. Accent nu prea are importanță. Frumusețe. Blue, deci poți să modific doar ăsta. Da, mă, că ți-l face look-ul ăla din... Torino Red. Din Most Wanted. Roof. Opa. Roof. Avem chestii pe acoperiș. Mamă, poți să ai două, nu? Noi pun doar unul pe mijloc. Arat... Da, de fapt... Am pus două eu. Hai că pun două, pun Racing Fins. Mamă, cât de bine arată. Partea de sus. Cred că asta e cea mai arătoasă mașină de până acum, sincer. Bevel roof, îmi place. Asta. Punem niște praguri drăguțe. Spoiler. Niște praguri de la lăsat în jos. Am făcut-o misterioasă. Zici că a făcut-o misterioasă. Bă, aici aveam un spoiler mare, dacă nu mă înșel, un eleron de la nebun. Da. Sunt super finuțe toate majoritatea, nu sunt... Da, wow. Da. De cât ala cred că ăsta o să fie primary low wing și hai să vedem sunstrip. Avem nevoie și de un sunstrip, cred că. Sau? Parcă nu. Nu prea se potrivește. Asta am vrut să pun, dar nu prea. Nici nu. Transmission. Uite că o fac așa. Deci, practic, putem să zicem oficial acum că a venit NFS Most Wanted în GTA? Am uitat să pun lumină jos. Putem zice. Vent. A uitat pisica să pună lumină, bă, nene. Bă, tot am jantele astea blocate, deci mă enervează la culme. Da, alea frumoase, doamne. Exact, ce e mai frumos le-ai blocate, adică... La care, la track sau la da. Ce? Da. La track? Eu am deblocat câteva. Păi, probabil ai mai făcut chestii, dar... Hai să văd dacă am... A, am și eu loc, de la... La un moment... Da, nu, câteva am și eu, dar la un moment dat nu mai ai deloc, să opresc. Da, gata, mă? Nu știu. Bă, deci am scos mașina din Most Wanted de aici. Am scos-o la perfecție. Ia să vedeți voi. Să văd dacă a mai avut cineva ideea să o facă la fel. Eu sunt curios, că nu m-am uitat la voi cum a sunat. Eu n-am făcut-o. Eu m-am uitat la voi ca să nu avem aceeași culoare. O, dar-mi place, bă, e mișto. Uite cât de șmecheră e. Ia, eu am ieșit afară, să știți. Acum ieși eu. Windows. Easy? Yes. Da, easy. Bă, dar e blană, mă, uite cum arată. Acum acum parcă nu mai e așa grea. Parcă. Bă, tot pornește greu de pe loc, sincer. Patinează rău pe spate? Da. Exit Carmit. Așa. Hai că vă aștept aici. Am făcut în două culori, mai de racing, cu carbon, cu... Rână și ies afară. Ia, parcați-le aici. Bă, trebuia să schimb neonul, am uitat să schimb. Sincer neonul. Să da, fiu, eu am făcut asta. Sincer să fiu, toate mașinile arată blană. Deci toate. Și-a lui pisica arată bine. Deci mi se par geniale toate. Uite cât de șmecher arată. Am făcut-o așa pe clasic. Ia zi tu, Mihai. Ia zi tu, Mihai. Ce ei. Părere ai de NFS Most Wanted? Nu știu, dar a ieșit bine rolul pisica. Și a mea. Bă, dar a mea nu. A ta într-adevăr zici că... Bă, da, și a ta... A ieșit bine rolul pisica, și a mea a ieșit bine. Bă, pisica și a mea, mamă, ce frumoasă e mașina mea. Și parcă și a mea a ieșit bine, dar Max n-a mai ieșit. Bă. E frumos, mie mi-a plăcut că nu pot schimba albul. Bă, nu știu, scrieți în comentarii care v-a plăcut mai mult. Dar mie mi se par că toate arată bine.
A, uite, alpisica are un accent așa cu roșu și vezi capota e așa un mat, un carbon special, mat. Tot așa white body, se vede exact unde a fost, unde e white body și se vede cu negru. Am văzut câteva mașini în viața reală făcute așa. Și al Mihai așa zici că e The Dark Knight, cum ar veni, adică da. Zici că e al mașina lui Batman. Un alb. Un pic, nu? A, măcar arată bine, mă. Bun, hai să mergem la misiune, având în vedere că misiune nouă, este vorba despre Bank Union Depository sau ceva de genul se numește. Union Bank Depository. Mamă, ce viteză are! Dar chiar e viteză umană! Unde mergem? Hai că am înțeles. Trebuie Mihai să selecteze misiunea pentru că misiunile astea sunt la întâmplare și dacă spică e bine, dacă nu, aia e. Trebuie să spice. Și Mihai a avut noroc, i-a picat și... Da. Cum să facem? Ui. Doar să fim toți în organizație, să vă asigurați că suntem. Aoleu! Și arată șmecher și din interior, îmi place cum am făcut-o. Super. Chiar mișto. Suntem toți în organizație. Nu știu cum o mașină de genul în viața reală. Dar durea spatele, zic eu. Da, din ce știu, astea care sunt super mega sport, nu sunt confortabile, sunt nicio formă, adică... Da, adică simți tot... Ce, arată super bombă din exterior și toată lumea se uită la tine și nu știu ce. Dacă faci un drum de la de câteva ore cu mașina aia, s-ar putea să pleci cu niște dureri de spate. Când te dai jos, caută bunicul. De asta sunt diferite mașini pentru diferite chestii. De exemplu, dacă vrei o mașină de confort, îți iei o mașină de aia, de lux, de confort. Dacă vrei o mașină sport, nu te aștepta la confort. Așa. Ia uite, pisica își strică mașina, dă cu... A, nu, e al lui Mihai. Da. Cum să-mi eu stric pe a mea, doamne? Îi dau și eu. Dă-și tu. I-am dat la ușă. Asta că mi-am dat Mihai invite. Mi-am distrat, Mihai. Stai să văd unde mi-ai dat invite-ul, că nu mai știu. Unde? Ah, uite aici. Gata. Bă, fiți atenți că o să fie greaci că misiunea asta, având în vedere că au băgat-o după ce s-a lansat update, deci, practic, asta e misiune extra bonus, cum ar veni, au făcut-o mai grea. Deci, așteptați-vă la cei mai rău, să zic așa. Purchase heavy armor, ok. Și suntem gata de jaf. A, știți la ce dăm jaf? Dăm jaf la ăsta, cum îi zice, compania care ține banii pentru bănci și care transportă banii pentru bănci. Știți că au ăia mașinile blindate și nu știu ce. Da, știu. Și cred că acolo, cred. Ce îmi place. O vreau la costum, îmi place la costum. Da, și eu sunt la costum. Și cu nou BMW? Cu nou BMW? Da. Bombiță. Eu mi-aș fi luat cu Ruma, bineînțeles. Am stai la costum toți. Îmi place mie, sincer, astăzi să fiu. Suntem așa mai business. Cu Ruma nu face parte din update-ul cel nou, deci de asta nu se dă. Mamă, cum arată. Băi, de ce să nu urmă? Da, ultimul loc. Nu știu, dar... Au rezolvat bug-ul? Da, nu mai merge nimeni pe bordură. Hai să jifuim, băi, e o bancă, e oarecare bancă. Nu știu, mă, ce e Union Depository. Să-mi scrieți voi în comentarii dacă știți ce e. Da. Deliver your getaway car to the parking lot. Deci asta e mașina cu care vom scăpa, practic, nu? Sau? Okay, aici dreapta. Sau nu e? Sau e? Nu știu, sunt confuz. Aflăm. E altă getaway car? Nu. Teoretic, dacă vom căra aur, ar trebui să avem niște mașini ramforsate pe suspensie. Cred că vom lăsa mașinile astea în spate și noi mergem prin față. Cred. Cred. Okay. Da. Hai că aflăm, mă ajung. A, da mă, le lăsăm în parcarea de jos, de sub clădire. Vezi? Vai, nu cred. Gata. A, știu de ce. Că plecăm pe aici, nu? Fugim pe aici? Vezi mașina aia neagră, de aici, din față? Da. Eu am lăsat-o acolo. A, ok. Uite, keep your weapons concealed to avoid getting guards. Păi și ce zice că trebuie să facem aici? Trebuie să intrăm cu asta? Doamne, dar asta nu era cu armură și dintr-o dată a apărut armura. La mine era cu armură. Nu, mine nu. Ok, hai și... Mam. Deci alea sunt ghetto-i, care cu alea fugim. Cu alea fugim. Uite înainte. Ușor. Deci noi zicem că suntem de la private security, m-ați auzit? Da. Păi arătăm, nu arătăm? Arătăm, zici că suntem mari șmecheri. Ia uite. Da, mă, e depozitul ăla! Te parchează acolo, ușor. De acolo, frumos. Ba, asta e ca în filmul Rat of Man, dacă l-ați văzut. Așa. Și acum ne dăm jos. Văzut, vă recomand. Nu echipați armele. Păi ce să nu echipăm? O sări pe noi. Era pisica cu armă în mână. Da, era pisica cu armă în mână de aia. Dați-le, repede, peste ei. Ai dat jos cu armă în mână. Hai. Dar nu mai contează. Puneți-vă măștile. Gata. Da. În lift. Woo!
Swipe the card. Oricum ne va urmări poliția, numai că acum e mai devreme. Nu e problemă. Opa. Ia uite. Care nu și-a pus mă mască pe față și și-a pus doar batic de la la gură? Mihai. Ba Mihai, dacă te recunoaște careva, o încurcăm. Uite cât a safe-ul. Wow, frumusețe. Dacă știu codul. Ia, bagă codul acolo, scanează. Ia uite ce deschide el safe-ul. Ia uite ea. Ia uite ea. Cine vrea bani? Cine dorește pensie? Pensia a venit mai repede. Și acum repede. Steal the gold. Da. Gold. Uite cum arată. Mamă, ce bag aurul la ghiozdanul bag. Chiar da? Bine că reușesc să iau mai multe decât o singură bucată. Da. Bă, n-am mai furat taur până acum, sau am mai furat? Nu ți-mi minte. Nu mai ții minte. Bă, vezi că au venit ăștia după noi. Da, să nu muriți. Bă, vezi că a venit SWAT-ul, mă. Sunt full. Eu nu mai pot să car. Bă, ăsta-i fix ca în filmul Rat of Man. What? Hai. S-au inspirat rău de tot. Bă, stai o secundă să văd dacă mai am eu. Cine mai are loc în... Mai am eu. Ce pare back-up peste acolo în spate. Apărați-mă, vă rog. Da. Asta e tot, am full. Yeah. Da. Hai, ușor înapoi, Swift. Ok. Și înapoi în lift. Ca și în filmul acela, tot așa era un fel de ăsta de... Oh. Cu bani, cu mașini de ăsta. Oh, no. Stai, liniștiți, avem mașini... Dar de fapt, stai, că trebuie să scăpăm cu mașinile noastre. Cum scăpăm? Nu. Cred că folosim mașina aia. Nu cred. Că zice Getaway Cars, nu? Sau? Stai, că bine. Eu am o bănuială. Aoleu! Bă, sunt cam mulți. Da, aveți grijă. Bă, frate, e plin! Normal. Vreți să te vând cu un gol de ăla. Stai să-mi pun armură nouă. Stai o secundă. Da, pune. Body armor, super heavy. Gata. Se ridică ăla. Bă, efectiv, toată planeta a venit. Hai să luăm cu mașina de poliție blindată. Păi nu, că trebuie să luăm ceva ce ne zic ei. Da, nu poți să iei mașinile astea. Bă, și noi ce facem? Mergem pe jos până acolo? Că nu înțeleg. Nu știu. Cred că da. Trebuie să avansăm. Fiți atenți că luăm o mașină blindată de la ăștia. Veniți încoace. Nu merge. A, nu merge. Mașina de SWAT poate să meargă. Hai să vedem aia de SWAT dacă merge. Merge? Nu. Mă ciure. Puneți armuri. Style. Păi de unde trage, mă? Da. Nu știu, trage și mine unul. Escape the Union Depository. Bă, trebuie să plecăm de aici. Da, hai. Trebuie să ieșim spre mașini. Haideți spre mașini, dar ce, n-ai ce să faci. Te pune să mergi pe jos, nu înțeleg de ce, n-are logică. În capul meu chestia asta n-are logică. Nici în capul meu. Adică aș fi luat o mașină blindată de SWAT și aș fi fugit cu ea, nu? Adică... Da, clar. Da, asta e stupid că nu poți să te obligă, mașină. Te obligă, pa. Da, dar n-are logică. Oh, aproape a murit. Ai grijă. Vezi că mai acolo, după colț. Inventory. Uite și sus, body armor. Am băgat un pic de armor. Bă, își dau de pe grapple. Wow. Nu pot să fur mașina de asta. Nu pot să fur nimic, nu înțeleg. Da, bă, nu pot să fur nimic, am... Bă, și hai, și în spatele nostru. Hai, aici să mă aștept, trebuie să aveți în strada. Bă, asta stați tot. Așa o secundă, că eu am probleme grave, deci trebuie să mă așteptați. Așteptăm. Hai. Facem cover, noi. Faceți cover, că știi care e problema? A venit din spatele meu. Bă, nu-mi cade în cap, nu? Cum ar fi? Hai. Din spatele nostru? Așa, poliție? Da. Bă, cât de nasol a fost treaba asta, adică... Da, prin mijloc, așa. Mamă, stau foarte... Bine că am armură multă cumpărată. Stai să mai stăm un pic, să-mi iau și eu tot ce trebuie. Bagă-ți armură, bagă-ți tot ce trebuie să fiți ok. Next. Și stai să-mi bag snack-uri, adevărat. Snack. Wow! Stai. Da, nu. Nu e ideea să rămânem. Nu putem să stăm pe loc. Hai. Stați o secundă, aproape mi-a luat toată viața din nou. Dați-i să fugiți. Hai, că nu ne-au tras încă noi. Gata. Vai de cap. Am 5 stele de poliție, vai de viața. Vai de capul și de zile, dați-i fugă. Mă, nu știam că acolo este chestia de unde ies mașinile blindate. Eu nu știam chestia asta până acum din GTA. Voi știați? Nu. Ai bine, știam zona, am mai văzut. Băi, zona o știam și eu, dar nu știam că acolo e sediul lor. O să fie deliver și la jumătatea drumului scăpați de poliție, de 5 stele. Da, sper că nu. Sper că nu. Adică aș spera că există o altă variantă mai bună decât atât. Băieți, luați-o pe podul ăsta unde sunt eu, că parcă avem găurica aia, nu?
Bă, nu știu în care da, și unde e. Eu merg pur și simplu pe jos, pe undeva, pe sub hai pământ. Eu sunt într-un tunel acum, dar oricum a venit SWAT-ul pe aici. Deci orice ar fi, da, n-am scăpat da, de... Da, orice ar fi, nu prea scăpat. Nu, pur și simplu țineți drumul, ăsta galben. Țin drumul. Puneți-vă snack-uri, puteți să vă puneți din drum. Dacă aveți nevoie să vă măriți viața. Eu mi-am mărit viața la full acum. De poliție. Vedeți că pune, da, aulă, care are nevoie de ajutor pisică? Nimeni, sunt ok. Am pus cadă. Soatul, ăsta e problema. Stau acum de mașină și trag și bine. Trage bine. Hai, ești bine? Sunt bine. Mamă, elicoptere. Încerc să fug, încerc să fug. Fugiți. Bă, să știți că e destul de grea misiunea, nu? Da, este. 5 stele niciodată nu e ușor, dar SWAT-ul e problema, ca de obicei. Mm-hmm. Și poliția care se poate opri lângă geamul tău și să-ți tragă, efectiv. Ce frumos a trecut printre aia doi. A, te-am văzut. No, hai de capul meu. Avem 4 km. Și ăștia cu SWAT-ul lor atârnați pe mașini. Da. Ei stau relaxați la 100 la oră, și tu. Ea atârnă. Există așa ceva în viața reală? Eu nu știu de așa ceva. Da, cred că da. Da, la viteză mai mică. La viteză mai mică, da, dar nu. Viteză mică, da. Am pus armură iară. Stai că trebuie să am un drum drept ca să merge pun... Merge ok mașina ca control. Merge ca și super, control, da. E foarte bine înfiptă. Mm-hmm. Problema e că poți peste tot. Cum a tras NPC-ul în mine, doamne. Frate, sunt peste tot. Efectiv nu ai cum să scapi de poliție. Sunt la fiecare drum, în fața am poliție. Dar bine, eu nici nu... Eu scopam acum și mi-a apărut 5 mașini în față. Adică pisică, ce-ai pățit? Un armură. Ah, ok, dar să știi că poți să spui din mers. Știu, dar am vrut să fiu atentă. Mie toate geamurile mi s-au spart, ce să mai zic. Eu mai am geamul din spate, încă nu-i spart total. Pentru mine anumite chestii din misiunile astea nu au logică, pentru că... De ce n-am avut curuma cu blindaj? Nu ne lasă să luăm. Nu te lasă, trebuie să ai mașina asta, dar mașina asta acum e mult mai slabă. Acum de poliție ca să poți să... Nu! Da. Nu mă bloca! Bă, iarăși mi-a dat mai jos armura, nu-mi vine să cred. Da. Problema e că trebuie să scăpăm de poliție, apropo. Dacă, dacă te-a oprit poliția, ți-a tras în cap, te-a omorât. Da, deci trebuie să-ți fugiți de poliție, am deci n-ai, dacă de trebuie să te ferești, sub orice formă. Wow, ce în față. Unde trebuie să ajungem? A, lose the cops, ok. Nu, trebuie să scăpăm de cap. Eu am luat-o pe munte, exact prin lateral pe aici, ca să poți să fugi de mașini. Haideți pe munte. Să fugi doar de elicopter, știi? Păi zic că pe munte, pe munte. Pe munte, eu gata. Aici aveți grijă pe hartă. Elicopter în față, în dreapta. Văd. Elicopter în dreapta. Luăm așa, văd că... Wow. Ai grijă, Mihai. Se duce spre baza militară elicopterul, deci dacă mergeți pe munte... Mie mi-arată unde trebuie să merg, vă? Nu mi-arată încă mai am stelele. Dar... Ok. Pisică, elicopterul vine spre noi, dacă vezi, dă-i mai în față. Se apropie, gata, am scăpat. Dă-i mai în față pe munte dacă ai nevoie să scapi de ăla. Stai că mă bag în boschet. Nu, te vede și în boschet. Să nu te vadă conul ăla eu de viziune. Eu n-am niciun elicopter în... Ba, da, vine unul. Este, cum să nu? Viață. Gata, am scăpat. Yay! Okay. Unde sunt eu? Hai că vin și eu. Vin. Mamă, dar nu știu cum o să ajungă mașina mea până jos. Și mașina mea e varză, ce zici, dar... Na. Cea mea arată... Na. Hai de cap. Arată... Ca și cum... Arată. M-a luptat cu SWAT și... Arată într-un mare fel. Cam mamă, suntem plini de lingouri. Mamă, ăștia de la FBI, lol, ăștia vor banii. Bă, e mânărie. M-a ascuns arma, posibil. M-am rostogolit. Ăștia-s de la FBI. Da, văd, nu știu ce. Deci, practic, ăștia au vrut să le jefuim la aia treaba. Da. Ciudat, nu? Păi nu e ciudat, că e o mânărie, înțelegi? Adică e așa. Gata, care și pisica. Hai pisica aici. Ușurel. Ușor că sunt ăștia aici și... Așa, ia să vedem ce zic. Așa. Ar trebui să ne dea bani, nu? Cum ar fi să ne luăm țeacă? Nu, n-are cum! N-avea cum să ne... Oate, pe băieți! Ia! Păi, dar cum să nu, mă, frate? Cum să nu? Perfect! Leger! Frumos! Leger! Bine! Mișto, dificilă! Foarte mișto! O să facem și... Bă, mie mi-a dat 120.000. Și mie la fel! Bine! Cred că a fost, v-am zis, a fost mai grea decât de obicei. Și...
Dar acum hai să o dăm pe aia dreaptă. Dacă cumva nu aveam toate armurile și toate snack-urile la noi, eu nu cred că treceam misiunea asta. Deci eu vă zic sincer, eu nu cred că treceam misiunea asta, sub nicio formă. Deci clar a fost cea mai grea misiune de până acum. Și cu siguranță, având în vedere că ei au băgat misiunea asta după ce au lansat update-ul, deci asta e abia lansat azi, asta înseamnă că o să mai bage. Asta înseamnă că dacă lumea încă le joacă și asta, cu siguranță o să mai apară. Așa că nu uitați să apăsați acolo butonașul de like dacă v-a plăcut și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!